În decembrie 2014 a fost acordat brevetul american. În mod tradițional, țesutul din cordonul umbilical este mărunțit în bucăți și crioprezervat ca atare, fără a fi procesat. Stocarea țesutului umbilical neprocesat la nivel celular duce la pierderea unui număr semnificativ de celule stem în timpul depozitării. Prin metoda Lifeline se realizează extragerea celulelor stem conținute de țesutul de cordon umbilical prin disociere celulară, ceea ce duce la o crioprezervare mai eficientă, asigurând viabilitatea maximă a celulelor la decongelare când va fi nevoie de grefa de transplant. Țesutul din cordonul umbilical conține două tipuri diferite de celule stem, mezenchimale și endoteliale. Cu metoda Lifeline sunt stocate două unități diferite pregătite pentru a fi utilizate în diverse aplicații medicale. Celulele stem mezenchimale, care se găsesc în cordonul umbilical, au fost descrise ca celulele de asistență ale organismului și sunt implicate activ în menținerea funcțiilor vitale obișnuite ale organismului. Acestea reglează răspunsuri imunitare, activează mecanismul de reparare și se pot diferenția sau transforma în aproape orice tip de celule necesare în întregul organism. Celulele endoteliale se găsesc în vena și arterele țesutului umbilical și au rolul de a crea și regenera vasele de sânge sau țesuturile deteriorate. Capacitatea acestor celule stem de a deveni alte tipuri de celule, cunoscută sub numele de diferențiere celulară, a dus la cercetări intensive în domeniile medicinei regenerative, ingineriei țesuturilor, terapia geneticii, precum și în terapiile cancerului. Lifeline le oferă clienților săi oportunitatea de a stoca două tipuri diferite de celule stem din cordonul umbilical, depozitate individual, pregătite pentru orice terapie actuală sau viitoare.